14 aprilie, în jurul orei 17, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Roman au fost sesizați că pe malul râului Siret, în apropierea podului ce leagă municipiul Roman de comuna Gdinți, a fost descoperit cadavrul unui bărbat în vârstă de aproximativ 50 de ani. Acesta a fost ridicat și predat către Serviciul de Medicină Legală în vederea efectuării necropsiei. Cercetările continuă în vederea stabilirii identității victimei și a împrejurărilor în care a survenit moartea. Orelor 17, profesii din cadrul Poliției Municipiului Roman au fost sesizați despre faptul că pe râul Siret, în apropierea podului ce leagă Municipiul Roman de Comuna Gdinți, a fost găsit cadavrul unei persoane de sex masculin cu fața în jos lângă mal. Colegii care s-au deplasat la fața locului, criminaliștii au constatat că este vorba despre un corpul unui bărbat de aproximativ 50 de ani, care la prima verificare prezenta urme de violență pe suprafața exterioară a corpului. În cauză, conform procedurii, s-a procedat la transportarea cadavrului la Serviciul de Medicină Legală pentru efectuarea necropsiei, iar în cauză au fost demarate investigații sub comiterii infracțiunii de urmă pentru stabilirea identității persoanei decedate. Cine l-a găsit? Sesizarea noi am primit-o de la un tânăr care se deplasa cu tatăl său pe râul malului, pe râul, pe malul râului Siret.